Aștept să mi se zică ce s-a întâmplat până la urmă, de ce 8 luni sunt dus așa cu bombonica. Ba, hai, intră în Republica Moldova, nu intra. Când dă România banii, am voie să intru, când nu zice România că trebuie să faceți reforme, nu mai am voie să intru. Deci, absolut nu știu ce să mă aștept acum. Eu acum, de exemplu, mă aștept ca această instituție să-și dea demisia. Eu mă aștept ca președintele Timofti, la final de mandat, ca o contribuție la cultura promovat aici, în Republica Moldova, să-mi acorde cetățenia Republicii Moldova. Da.